Era una din acele nopți reci de octombrie, când umbra morții s-a pogorât asupra casei lui Dragomir. Soția sa, bolnavă de tuberculoză, se stingea văzând cu ochii. Cerșafurile ei erau pline de strop de sânge, căci boala aproape îi dizolvase plămânii, pe care acum și-i scuipa pe gură. Bărbatul ei fu cuprins de o amărăciune cumplită, căci toată viața și-o petrecuse într-un lung șir de nenorociri, care acum, iată, culminau cu prăpădirea nevestesii. După ce pendula din hol anunță miezul nopții, femeia își dădu ultima suflare. Omul se ridică și începu să bântuie prin casă, asemenea unei fantome. Frânt de durere, Dragomir căută pe cineva să învinuiască pentru această nenorocire. În acea noapte, ultima fărâmă de credință și nădejde se spulberă din sufletul său. Bietul om căzu pradă resentimentului. Drăcească a Catrinei îl întâmpină în capul scărilor, iar Dragomir căzu la pământ, cuprins de o spaimă nemărginită.
După ce își reveni din uluire și groază, omul se decise să înceapă imediat pregătirile de îngropăciune pentru femeia sa, încercând să uite cele întâmplate, punându-le pe seama băuturii. Cui să-și mărturisească Dragomiroful? Cui să-i ceară ajutorul? Străzile erau pustii, iar el plutea asemenea unei umbre de-a lungul pavajului ud și rece. Marea își cânta jalea în vreme ce prima ninsoare din acel an biciuia fața omului cu fulgii ei, asemenea unor cioburi de sticlă ce-i pătrundeau adânc în carne. Cu inima cât un purice, Dragomir păși pragul casei funerare. Vânzătorul de pompe funebre era o scârbă binecunoscută în acest mic orășel, iar prețurile sale erau revoltător de mari. Legară o scurtă conversație în care vânzătorul îl pofti pe Dragomir să-și aleagă dintre cele trebuincioase înmormântării, fără să schițeze pe față vreun gest de tristețe ori de compasiune. Cu toții știau că vânzătorul acesta era o scârbă incorigibilă, însă Dragomir s-a aștepta ca de data aceasta omul să facă o excepție. Fără să clipească din ochi, nemernicul rosti cu un zâmbet larg: 10.000 de coroane! Bineînțeles că este scump. La ce credeai, Dragomire? Noi aici oferim servicii de cea mai înaltă calitate, folosind articole care i-ar face invidioși chiar și pe nemți. Suma de 10.000 de coroane mi se pare absolut rezonabilă. Când vii cu banii, semnăm actele, încărcăm mobila în căruță și la revedere! Adică condoleanțe. Am vrut să zic condoleanțe. Da.